Mirel Rădoi este singurul care e supărat pe mine. Îl simt așa, nu mi-a spus personal. Dar îl simt pentru că am văzut în momentul în care era antrenorul echipei naționale altfel decât el jocul primei reprezentative. Și atunci... Și ai comentat undeva pe Facebook sau i-ai spus lui? Mergeam la... pe grupul respectiv. Nu, mergeam la ProTV și comentam meciurile echipei naționale. Da, știu. Și atunci aveam o opinie care era opinia mea. Până la urmă trebuia respectată. E bună, rea, pozitivă, negativă. Atunci când e pozitivă, toată lumea e bravo, mă, mulțumesc. Păi da, când nu funcționează lucrurile, când nu merg și văd altceva, de ce te deranjează?